Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să împart cu voi o rețetă foarte gustoasă, făcută în casă. Eu de foarte mult timp nu cumpăr carne tocată sau carne de mici. Astăzi vă voi arăta o rețetă de mici foarte gustoasă, suculenți, ușor de făcut și iese mult mai ieftin ca și atunci când îi cumpărăm. După cum știți, când facem în casă, avem oportunitatea să spălăm carnea, să vedem ce tocăm și, după cum știți, este mult mai sănătos. Dragii mei, înainte de toate, aș veni cu mii de mulțumiri tuturor celor care mă susțineți printr-o abonare la acest canal. Nu costă bani, este gratis. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru miile de comentarii minunate pe care mi le dați și mă încurajați într-o perioadă grea din viața mea să continui ceea ce am început. Iar dacă nu răspund la timp, încă o dată vă rog să mă iertați pentru că nu sunt bine în perioada asta. Dragii mei, pentru rețeta de astăzi avem nevoie, eu am aici o pulpă de oaie, un piept de pui, două căpățâni de ustroi, puțină boia dulce, piper negru, bicarbonat, sare. Voi începe prin a scoate pielița după de pe pulpa de, pentru că nu este nici sănătoasă și nici nu ne ajută la tocat. După ce am scos toată pielea după carne, o voi face mai mică, pentru a o putea toca. Vreau să mă duc așa după fiecare șuviță, pentru că osul voi folosi într-o ciorbiță. Și vreau să las puțină carne pe os. Dragii mei, am scos carnea după pulpă, oasele le voi folosi într-o ciorbiță. Acum mă voi ocupa de pe pieptul de pui. Îi dă un gust foarte bun carnea de pui în mici. Oaia cu puiul face treabă bună la mici. Eu am mai făcut și au ieșit extraordinar de gustoși. Nu avem nevoie de foarte multe ingrediente. Veți vedea totul la timpul potrivit. Am dezosat și puiul. Pieptul de pui. Dragii mei, acum voi toca carnea.
după ce am tocat aproximativ jumătate din carne, adaug usturoi. După ce am tocat carnea, acum voi condimenta. Este atât de simplu și ușor să facem ceea ce facem, să-i facem în casă. Am nevoie de puțin bicarbonat. Două lingurițe. Voi stinge cu puțin oțet. Aproximativ jumătate de lingură de oțet. Sare. După gust. Piper negru. La fel, după gust. Îi vreți mai picanți, mai mult. Aici am taime, cimbru. Dacă vă place mai aromat, puneți mai mult. Și voi pune și o linguriță de boia dulce. Nu voi amesteca pentru că voi pune în robotul de bucătărie. Este mult, trebuie mult amestecat până obținem o pastă. Și vă voi arăta ce trebuie să fac pe parcursul cât mixează robotul. Dragii mei, am pus carnea în robotul de bucătărie. Și adaug puțin apă. Dacă vreți să puneți bere, puteți pune. Va ieși mult mai fragezi. Așa trebuie să arate pasta, să se lipească de degete. Am pus aproximativ 200 de grame de apă. Dacă doriți să înlocuiți, puteți pune apă minerală, însă eu, dacă am pus bicarbonat, am mers foarte bine și apa plată. Mai vreau să vă spun că puteți pune bere. Dragii mei, după cum vedeți, carnea a devenit mai maronie pentru că am ținut-o în frigider aproximativ 3 ore. Acum îi voi face și îi voi băga în cuptor. Eu stau la bloc, nu am posibilitate de grătar. Întotdeauna să vă apucați de carnea de mici, trebuie să vă udați palmele. Îi voi face cu mâna. Nu am mașină de făcut mici, însă mă descurc și așa. Așa putem să-i facem cât de mari dorim. A ieșit foarte multă pastă, îi voi face pe toți, după care îi putem încălzi în microunde. Cum știm când sunt gata micii? Atunci când îi băgăm, după un timp vor sta lipiți. Când nu vor mai sta lipiți, ei sunt gata
putem să-i scoatem. Așa îi fac eu de mână, fiecare are câte o idee. Am văzut pe mine foarte multă lume făcând din sticlă, o sticlă de plastic, o rupe și la capăt și îi bag acolo. Eu mai repede prefer să-i modelez la mână. Nu vor fi ei perfect, însă vor fi mai mult decât gustoși. Și ce mă bucură tare mult și vreau să vă îndemn și pe voi să mâncați sănătos, să tocați carnea în casă, vă va ajuta foarte mult, foarte, foarte mult. Veți vedea ce tocați și totodată aveți posibilitatea să-i spălați, să spălați carnea. După cum știți, în măcelării carnea nu se spală, nu au timp, nu din rea voință, acolo trebuie să meargă repede. Așa îi fac și am ales să-i bag la cuptor pentru că altfel voi face foarte mult fum și eu am alarmă de fum care scoală tot blocul. Așa arată, îi voi băga la cuptor pentru aproximativ 35 de minute la cuptor preîncălzit la 180. Dragii mei, așa arată, foarte gustoși și foarte, foarte buni. De aceea trebuie să facem mici în casă. Vom avea o surpriză foarte plăcută. Și mult mai ieftin și mult mai gustos. Eu i-am făcut la cuptor, voi cei care stați la curte îi puteți face la grătar afară. Eu v-am dat rețeta pe care o fac de foarte mult timp. Sper că vă place ceea ce am făcut. Dacă vă place, un like, vă rog. Sunt încă foarte fierbinți, doar că vreau să vă arăt și vouă cum arată în interior. Suculenți, gustoși și cu o aromă extraordinar de plăcută. Uitați cât de bine arată. Uitați cât sunt de suculenți. Foarte, foarte suculenți. Încercați și voi și lăsați-mi în comentarii dacă v-a plăcut. Acestea fiind spuse, vă pup și ne auzim la un nou videoclip. Toate cele bune!